Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. În episodul de astăzi vreau să discut cu voi și sper să binevoiți să scrieți câte ceva și în secțiunea de comentarii de mai jos despre ce înseamnă respectul în trafic, ce se întâmplă când nu primești sau nu oferi respect în trafic, ce rol are poliția în toată treaba asta și până la urmă ce cred că este de făcut. S-ar putea să se transforme într-un episod mai lung, dar sper că nu se va transforma asta. Bun, dăm drumul la treabă. Nu știu dacă ați observat modul în care tratează poliția rutieră oamenii care nu respectă legea, așa nume îi amendează. Poliția înțelege că trebuie să prevină tot felul de accidente rutiere printr-o metodă foarte simplă, și anume să ne oprească pe cei care mergem prea tare, peste limita legală, să ne oprească, ne prinde cu aparatul radar, ne oprește și poliția gândește, am prevenit un potențial accident rutier. Oare viteza este cauza principală pentru care se întâmplă accidente rutiere în România sau nu? E bine, eu consider că nu este principala cauză, cred că sunt alte cauze mai nasoale și o să le și enumăr. Cred că sunt foarte mulți români care cred că toată strada, toată șoseaua, toată autostrada, tot drumul național este a lor. Toți au mame foarte bogate, tați foarte bogați și se pare că la toți le-a cumpărat familia o secțiune de stradă. Ei zic, bă, asta e strada mea. Pe strada mea tu trebuie să te dai la o parte. Așa gândesc foarte mulți români. Sunt și alți români care se gândesc, bă, eu nu mă dau la o parte când vrei tu, las că ți-arăt eu ție și o să vezi ce se întâmplă când nu mă dau la o parte. Fă-mă să mă dau la o parte. Și atunci începe o competiție de asta idiotă, proastă, între un om care se grăbește, unul care nu vrea să se dea la o parte și, practic, asta este o lipsă de respect în trafic. Ce face poliția în cazuri de astea? Păi poliția consideră că principala cauză pentru care se întâmplă accidente este viteza. Și atunci se ascunde, nu știu unde, după un pod, după un boschet, uneori mai la vedere, uneori nu la vedere și ne ia cu radarul. Zilele trecute am fost, de exemplu, la Târgoviște și, nu știu, pe București-Târgoviște, pe unul dintre podurile ăla, știți că este limită de viteză 50 de km pe oră. Bă, e 50, curba aia poate fi luată și cu 100, dar limita e 50. La un moment dat, limita devine 40 de km pe oră și ghici unde stă poliția? Acolo. Să te prindă cum tu, în loc de 50, cum știai de pe ăla la alt pod și să zicem că mergi cu 60, ceea ce este complet super, super safe. Și un Logan cu cauciucuri proaste, cu un om, nu știu, semitreaz, poate să ia curbele alea cu 50-60 la oră fără probleme. Și poliția a stat fix acolo să ne ia, să ne prindă la 40 la oră. Era, cred că, o porțiune de maximum 200 de metri. Era deja și pe drum drept, dar drumul a fost semnalizat cu bă, s-a terminat zona de 40 la oră, după ce mai mergeai 100 de metri pe drum drept. Și acolo s-a gândit poliția să stea, stăteau acolo, erau echipaje de poliție. Și ei s-au gândit, bă, noi prevenim accidente, noi ținem țara safe. Întrebarea pentru voi, credeți că asta este soluția? Credeți că viteza ucide? Credeți că ar trebui să mergem toți cu viteză hiper legală? Eu cred că există câteva cauze principale și câteva cauze secundare pentru care se întâmplă accidente rutiere. Și cred că soluția este mai degrabă în partea de prevenție și nu în partea asta punitivă. Pentru că dacă poliția te prinde că mergeai prea repede și ți-a permis o lună, 4 luni, mai mult, oare tu nu o să mai mergi niciodată repede că te-a prins odată? De câte ori ai mers repede și nu te-a prins? De câte ori ai mers repede după ce ți-a luat permisul? Oare asta este soluția? Pe partea asta de pedeapsă, câți agenți de poliție pot sta pe toate șoselele din România să dea amenzi, să ne dea la toți amenzi pentru fiecare încălcare de viteză? Păi asta nu e o soluție. Pentru că nu poate să fie peste tot. În plus avem Waze. Bine, are și poliția Waze, dar avem și noi, au și ei. Nu știu, dacă sunteți polițiști, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum faceți voi cu Waze-ul, cum... Așa, bun. Există, în opinia mea,
câteva cauze principale care duc la accidente rutiere. În primul rând, noi românii suntem indisciplinați în trafic. Realitatea este asta. Suntem oameni indisciplinați. Cauza 2. Noi avem o lipsă de imaginație cu privire la ce s-ar putea întâmpla. Tu ești într-o mașină, mergi prea tare și tu nu te gândești. Bă, dar dacă îmi sare o piatră în parbriz, dacă sare o mâță pe șosea, dacă cumva ăla pe care eu îl devansez pe autostradă, dacă nu m-a văzut. Nu ne gândim. Mergem așa. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă eu merg prea tare, nu fac asta, dar zic așa ca exemplu, merg prea tare și e unul în fața mea care nu vrea să se dea la o parte. Ocupă banda 2 abuziv pe autostradă, eu am 140, el are 110 și stau în fundul lui. Ce s-ar putea întâmpla? Păi poate ăla, evident că și în spatele meu mă presează alții, păi poate ăla se sperie și trage o frână bruscă, eu intru în el, îi las din spate, intră în mine. No, ce s-ar putea întâmpla? Sau, știți cazurile cu ceață? Ceață de aia deasă. O să revin și o să mă lamentez și despre chestia asta cu ceața. Ceață deasă, sunt oameni care merg, zic, bă, poliția nu mă vede, radarul nu mă prinde pe ceață, deci pot să-i dau. Ce s-ar putea întâmpla? Păi ce s-ar putea întâmpla? Că întâlnești un tataie care merge pe banda 2 pe autostradă, merge cu 90 sau 80 la oră, că zice că e ceață, tu vii cu 120 pentru că nu știu ce proiectoare ți-o fi pus tu. Și revin imediat și la partea asta cu proiectoarele și ce înseamnă ele de fapt. Nu-l vezi, intri în el. Lipsă de imaginație. Și în al treilea rând, o supraestimare a capacităților noastre de a conduce mașina. Nu știu dacă vedeți în clip, eu acum țin două mâini pe volan. Păi eu m-am obișnuit să țin două mâini pe volan. Ca să conduc decent, eu am fost la niște cursuri. Am tot făcut cursuri de condus defensiv, preventiv, să văd și eu ce se întâmplă cu mine într-o situație de urgență sau nu. Și acum nu mă laud cu chestia asta. Uite, eu țin două mâini pe volan și așa conduc. Cum ar fi, mă, să conduc așa? Cum ar fi să conduc așa? Păi prost, mă, pentru că n-aș putea să văd, n-aș putea să reacționez dacă conduc așa cu o mână. Sau mai sunt unii care conduc, uite așa. A? Așa. Păi cum să reacționez, mă, dacă conduci așa? Ce timp de reacție ai tu? Sau, dacă mergi pe o autostradă și e boring și tu te joci, e telefonul, te uiți pe Instagram, trimiți mesaje, cum poți tu să reacționezi la ceva ce se întâmplă? Păi nu poți, mă, nu poți. Și faptul că tu scapi de 1000 de ori de poliție și te prinde poliția odată, asta nu înseamnă că poliția face o treabă bună. Face o treabă cât poate. O să revin imediat la bucata asta. Deci, eu cred că sunt 3 cauze. Și mai există și o a patra cauză, și anume este prostia sau nesimțirea. Cred că sunt ambele cumulate cumva. Există printre noi oameni care sunt hiperortodoxi în ceea ce privește legislația. Și ei se gândesc așa, dacă legea îmi zice că viteza maximă este pe autostradă 130 la oră, eu mă pun pe banda 2 pentru că n-are nimeni voie să meargă cu 140 la oră, 150 la oră. Să stea după mine. Eu ajut la prevenirea accidentelor. Respectul în trafic înseamnă că eu nu sunt singur. Bă, maică mea nu mi-a cumpărat mie autostradă. Nu mi-a cumpărat, nu-i șoseaua mea. Eu sunt împreună pe șoseaua asta cu alți oameni. Și eu trebuie să am grijă atât de mine, cât și de ei. Noi suntem împreună aici. Nu știu dacă sunteți urmăritori pe canal de suficient de mult timp. Prin 2020 mi-am pierdut permisul cu un BMW pentru că am mers prea tare în zona Sibiului, da. M-am dus, am dat examen, pe atunci am primit 3 luni, am făcut și un episod despre treaba asta, mi-am asumat și am primit, permisul mi-a fost suspendat timp de 3 luni. M-am dus, am dat examen după o lună și am recuperat permisul. Eu pentru examenul ăsta am învățat. Bă, da, am ajuns acolo în sala aia de examinare și cred că erau vreo 30 de oameni care dădeam examen în același timp. Și mă uitam așa la ei. Bă, erau unii, zic, păreau gangsteri. Interlop, gangster, maneliști, gangster, interlop, ceva de genul ăsta. Băi, au luat examenul. Au fost băieți super, super de treabă. Și ei nu erau gangsteri așa. Bine, n-am stat să discut așa cu fiecare după aia. Erau niște doamne super de treabă. Au luat
două puncte. Nu mai știu, două din 15 cred că era. Bă, tu, cum să iei două puncte? Mai erau niște bărbați super de treabă, unul, adică din toate sferele sociale. Și mie mi s-a părut că noi suntem niște oameni super de treabă acolo. Ne-am adunat o serie de oameni super de treabă. Dar toți aveam permisul suspendat pentru viteză. Eu cred că atunci când noi ne urcăm în mașină, noi devenim alt om. Noi nu mai suntem omul ăla super de treabă, amabil, mișto. Noi devenim niște oameni, bă, sunt cu mașina, acum o să o conduc, nu știu, cred că suntem prea agresivi, prea disperați, prea frustrați. Și asta nu zic acum, ia uitați, domne, cum se face corect, pentru că eu nu sunt. Sunt și eu în aceeași oală cu toți oamenii. Nu am eu niște sfaturi, uite, domne, faceți ca mine, că eu fac mai bine. Nu! Înțelegeți? Adică soluția pentru România, în opinia mea, nu este să așteptăm să ne dea poliția vreo amendă. Să ne prindă poliția. Îți dai seama, cine așteaptă și se bucură că l-a prins poliția? În sfârșit m-a prins, de câte ori am încălcat eu legea, bine că m-a prins. Nu! Cred că soluția noastră este să conștientizăm problemele noastre, nu ale celorlalți. Să conștientizăm că și noi suntem în stare să fim niște nesimțiți pe șosea. Și noi suntem în stare să avem o lipsă de respect față de alții. Uneori e intenționat, alteori nu e intenționat. Adică, cu alte cuvinte, și noi facem parte din problema asta. Și rezolvarea problemei, nu știu, mesajul meu către poliția română, nu este să stea cu radarul acolo, să ne prindă că am mers noi, v-am zis, în zona de 40, aveam 52 la oră. Bine, nu m-a prins, dar i-au prins pe alții care mergeau, cred că, un marginal mai repede decât mine. Adică, cred că aveau 55 la oră și i-a prins cu 55 în zona de 40. Pe drum drept. No, ce să faci? Am mai făcut și eu un ban cinstit. Cred că soluția este mai degrabă pe partea de educație. Doar să ne gândim la lucrul ăsta. Câți dintre noi șoferii am fost în ultimii 10 ani la un curs de condus defensiv? Oare câți la sută? Și dintre oamenii sancționați de poliție în trafic, câți au fost obligați să meargă la un astfel de curs? Adică, mai bine decât să-mi dai amendă, cât o fi amendă acolo, nu știu care e amendă, că n-am mai luat de mult amendă, slavă Domnului, dar decât să-mi dai mie amendă că am mers eu prea tare, mai bine, ok, iam puncte de la permis și cu banii ăia obligă-mă să mă duc la un curs de condus defensiv. Să înțeleg ce se întâmplă dacă merg prea tare. Să înțeleg ce se întâmplă dacă merg prea aproape de mașina din fața mea. Să înțeleg ce se întâmplă când scap mașina de sub control, intră SP-ul, nu intră SP-ul, știi? Să înțeleg toate chestiile astea. Să înțeleg ce înseamnă acvaplanare. Să înțeleg cum se simte acvaplanarea asta. Să înțeleg ce se întâmplă în cazul în care eu trebuie să frânez de urgență pe autostradă pentru că l-am enervat pe ăla din fața mea și ăla mi-a tras o frână bruscă. Cum pot evita un accident? Să simuleze școlile astea de șoferi care oferă astfel de cursuri de condus defensiv, condiții de ceață, nu știu cum s-ar putea face asta. Știi? Adică, imaginează-ți chestia asta. Dacă ești biciclist, și sigur sunt bicicliști pe canal, adică bicicliști în sensul nu de oameni care merg cu bicicleta, sunt și eu biciclist. De câte ori, scuzați expresia, v-ați căcat pe voi când mergeați regulamentar cu bicicleta pe marginea drumului și s-a băgat unul într-o depășire. Și a trecut la așa distanță de voi, de soția voastră, de copiii voștri. Nu v-a venit să-l aruncați toată bicicleta și să vă întoarceți, să vă duceți după ăla să-l prindeți? Nu? Și acum, dacă îl raportați pe unul de ăsta la poliție, credeți că poliția o să se ducă după el? Nu? O să zică, du-te, depune o plângere, depune o cerere la cea mai apropiată unitate de poliție, îl căutăm, cum dovedim? Cum ar fi să-l pune pe ăla, pe o bicicletă de asta staționară, dacă nu știe să meargă pe bicicletă, pe marginea drumului și să stea acolo o oră? Și să treacă tirurile pe lângă el, la așa distanță. Pentru că dacă ți se întâmplă chestia asta, atunci o să simți cum te cași pe tine de frică când o să treacă șoferii, uite la atât. Sau, dacă sunteți motociclist și mergeți regulamentar cu motocicleta,
Și la un moment dat un șofer se gândește: bă, eu sunt cu mașina, sunt mare, ia să mă bag eu în depășirea asta, că ăla e motociclistă, de la o parte. Cum ar fi ca ăla, șoferul ăla, când o să fie prins, pune-l pe motocicletă pe marginea drumului și să treacă camioane, să treacă mașini de pe șid, de pe contrasens, nu știu, cu 100 la oră, pe lângă el. Să vedem dacă o să mai facă. Cred că problema noastră este că noi avem nevoie să fim pedepsiți înainte să învățăm. N-ar fi o idee mai bună poliția, în loc să ne pedepsească, să ne oblige să mergem la niște cursuri? Zic și eu. Adică, eu cred că doar așa putem să schimbăm ceva, dacă ne educăm. Vezi, acum tu te uiți la clipul ăsta și poate dacă ai ajuns până aici, poate m-ai pus undeva în bucătărie, tu mai faci ceva de mâncare, foarte bine, mă bucur de asta. Poți avea una din două atitudini. Mai degrabă să te enervezi pe mine, să-mi zici: ia uite bă, se consideră ăsta mai bun ca toată lumea, mă. Bă, cine ești mă tu să ne înveți pe noi? Bă, dar ce te crezi poliția, mă, ne înveți tu? Dar ce cursuri ai făcut, mă, tu, de ne înveți pe noi cum să conducem? Asta poate să fie o atitudine. Și poate pe bune dreptate o să vă gândiți: bă, nu vreau să-l ascult pe ăsta. Bine, n-a ascultat. Cealaltă variantă este gândești: bă, are dreptate? Oare cum aș putea eu? Nu că l-ascult eu pe el, că mă învață el. Nu, nu, nu. Cum aș putea eu să fiu un șofer mai bun? Un șofer mai prudent? Chiar dacă merg tare cu mașina, chiar dacă merg încet cu mașina. Oare cum aș putea face asta? Cum pot avea eu grijă de mine, de oamenii din mașina mea, dar și de oamenii din cealaltă mașini, din proximitatea mea? Oare cum se simte ăla din fața mea când eu mă duc și stau la 120 la oră, stau la un metru de el să se dea la o parte? Oare cum se simte? Mi-ar plăcea și mie să-mi facă cineva așa ceva? Nu! Păi și eu de ce fac altora? Are sens chestia asta? Are sens ce zic? Am zis că revin la partea cu ceața. Păi partea cu ceața. Am fost la Târgoviște acum câteva zile și era ceață. Băi, foarte mulți oameni inconștienți. Deci erau mulți care n-aveau farurile pornite deloc. De la București la Târgoviște am numărat 8 oameni de pe contrasens cu farurile oprite. Ce făcea poliția? Păi poliția stătea undeva cu radarul acolo la 40 la oră, mă. Să mă prindă pe mine că merg cu 52 sau pe altul cu 55 la oră. Nu, bine, nu știu dacă o fi oprit pe cineva, dar ideea asta de caut să văd, nu cumva a mers la prea tare? În loc, adică e ca și când există un cancer și tu îl prinzi pe ăla care nu și-a luat aspirina la timp. Păi bă, noi avem alte probleme. Avem probleme că ăștia circulă cu farurile stinse și nu-i vezi. Una dintre mașini era un Passat B6, gri de culoarea ceții, nu știu, griul asfaltului. Bă, nu-l vedeai. Era ceață și nu-l vedeai, frate, avea totul stins. După aia mai este problema, apropo de ceață, cu DRL-urile. Day running lights. În multe cazuri, DRL-urile astea nu... El aprind niște becuri din faruri, nu e faza scurtă și nu aprind stopurile. Așa că dacă tu mergi și îi ajungi pe unii din spate, tu îi vezi foarte, foarte târziu. Așa că tu trebuie să aprinzi faza scurtă. La unele mașini, de exemplu la mașina asta, când pun pe modul automat, se aprind și farurile și stopurile. Dar la alte mașini și la multe mașini am văzut chestia asta, bă, nu se aprind. Nu știu ce au gândit producătorii, dar poate știați, poate nu știați, vă zic și vouă. Aprindeți, domne, faza scurtă. După aia tot pe ceață. Unele mașini au proiectoare de ceață, altele n-au proiectoare de ceață. Unii dintre șoferi, am făcut o postare pe Facebook și pe Instagram, consideră că proiectoarele de ceață sunt menite pe timp de ceață să mă ajute pe mine să văd mai bine. Păi ce proiectoare laser or fi alea, mă? Două proiectorele mici să mă ajute să văd eu mai bine pe autostradă. Nu, ele ajută cel mai mult să fii văzut. Iarăși a mai scris cineva în secțiunea de comentarii acolo. Bine, m-a minunat chestia asta. Există niște lămpi de ceață pe spate, care dacă le folosești pe timp de noapte, când, nu știu, este senin afară, este, nu știu, zboară fluturașii, e senin, alea sunt foarte, foarte enervante dacă stai în spatele cuiva care le are aprinse.
Ba da, pe timp de ceață, când e ceața densă și groasă, sau și când nu e densă și groasă, ăla ajută foarte mult, te fac mai vizibil pentru șoferii care vin din spatele tău. Și persoana asta a scris, este o regulă de fair play, adică, îi zicem, de bun simț, în opinia lui, că atunci când cineva vrea să te depășească, tu să le oprești, ca să nu-l încurci, să nu-l incomodezi. Păi scopul lor nu este să incomodeze sau să nu incomodeze, mă. Scopul lor este să te facă pe tine vizibil, ca aia din spatele tău să vadă că tu ești acolo cu mașina. Ăsta este scopul lor. Nu să nu deranjezi. Evident că sunt mulți oameni care, bine, am văzut că oameni și care merg cu olea aprinsă pe cer senin. Asta este, e nasol, îi deranjează pe ceilalți, e ceva super nasol. Sau sunt mulți oameni care pornesc proiectoarele pe timp de zi. Și asta este ceva nasol. Dar nu mă refer la cazurile astea, mă refer la cazurile când e ceață. Sau când e ceață. Bă, noi nu știm să mergem pe ceață. Mie mi-e frică de ceață, pentru că, în general, îmi place să țin distanța față de oamenii din fața mea. Distanță suficient de mare, uneori poate prea mare. Nu vreau să fiu luat prin surprindere și pe ceață fac la fel. Dar în spatele meu mi-e frică de aia care stau lipiți de mine. Bă, ceață, neceață, se lipesc acolo de mine. Întrebarea mea pentru voi este dacă au sens lucrurile pe care le spun sau nu au sens. Și cum procedați voi? Ce înțelegeți voi? Cum înțelegeți voi respectul în trafic? Cum înțelegeți voi sancțiunile pe care le dă poliția rutieră? Câte cursuri de condus defensiv ați făcut, v-am zis, în ultimii 10 ani? Astea sunt câteva întrebări importante cu care vreau să vă las. Eu mai am de condus astăzi și da. Hai să începem o discuție. Mulțumesc că v-ați uitat, dragilor, la acest episod de lamentare, mai degrabă, cu mașina potrivită. Până la următorul episod, din BMW-ul meu, v-am salutat. Pa, pa!